Duminică seară, un copil în vârstă de 7 ani diagnosticat cu autism a căzut de la etajul 1 al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă din Roman, situat lângă Colegiul Tehnic Danubiana. Se pare că băiatul ar fi sărit pe fereastră într-un moment în care a fost lăsat singur în cameră de către supraveghetorul de noapte. Într-adevăr, a avut loc un eveniment nefericit în internatul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă din Roman. Personalul care era în momentul acela de servici se afla în dispozitiv. Instituțiile abilitate cercetează și ele în paralel cu noi incidentul neplăcut care a apărut. Câți asistenți sunt pe palier sau pe camere? O singură persoană. Există un singur supraveghetor de noapte pe tot palierul, asta însemnând câteva dormitoare bune, copii, mulți la număr. Băiețelul despre care vorbim este un copil cu deficiență mentală gravă. A scăpat o clipă de sub supravegherea supraveghetorului de noapte și a avut loc evenimentul nefericit. Întrebați despre lipsa gratiilor de la geamuri, necesare în contextul în care micuții instituționalizați în astfel de centre nu au discernământ, iar numărul supraveghetorilor este mic, reprezentanții centrului din Roman au răspuns că instituția urma să fie reabilitată și prevăzută cu gratii în perioada următoare. La etajele superioare nu ar trebui să fie prevăzute gratii pentru că acești copii nu raționează. Încă de săptămâna trecută, cred undeva, domnul director vă poate da mai multe detalii, am făcut demersuri înaintea acestui nefericit incident în ceea ce privește alocarea unor fonduri pentru schimbarea tâmplăriei la internat, deoarece școala a trecut printr-o reabilitare, geamurile în acel moment nu au fost schimbate și am solicitat tocmai schimbarea lor pentru că au fost deteriorate în timp și am constatat că există această problemă, am solicitat undeva acum o săptămână, două, nu știu exact să vă dau detalii, schimbarea acestor geamuri. Din păcate, nu am putut să o facem în timp util. Copilul care a căzut de la 4 metri înălțime se afla sub protecția Direcției Județene de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Neamț și era custodiat în internatul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă din Roman. Reprezentanții DGASPC Neamț au precizat însă că cei care răspund de copil și care iau decizii în privința acestuia sunt tutorii săi legali, în acest caz părinții. Cei de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț au fost anunțați abia astăzi despre nefericitul eveniment. Copilul este încadrat în grad de handicap și din cauza deficientelor a primit orientare școlară către Centrul de Educație Inclusivă Roman în regim de internat permanent. Beneficiază de măsură de protecție specială în vederea școlarizării, dar reprezentanții legale ai copilului sunt părinții acestuia, orice decizie privitoare la el putând fi luată numai cu acordul părinților. Am fost anunțat oficial despre acest caz marți, iar o echipă mixtă din cadrul direcției, formată de specialiști de la Serviciul Abuz și Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului, a plecat chiar în acest moment către școala din Roman pentru a face verificări. Colegii mei vor face verificări pentru a vedea ce s-a întâmplat. Abilitații însă să ia măsuri disciplinare sunt doar conducerea unității școlare și inspectoratul școlar, dacă vor fi constatate că au fost nereguli. Pe durata școlarizării copiilor cu măsură de protecție în școlile speciale, responsabilitatea revine integral acestora pentru siguranța copiilor. La scurt timp după producerea accidentului, copilul a fost transportat de urgență la spitalul din Roman. A fost adus cu ambulanța un copil în vârstă de 7 ani cu diagnosticul de autism policontuzionat prin cădere de la o înălțime de 4 metri. A fost investigat, s-au făcut investigații complexe în cadrul centrului de primiri urgențe și anume, în primul rând, o computer tomografie, craniu, torace, abdomen, pelvis și coloană cervico-dorsolombară. Diagnosticul care s-a stabilit a fost de hemoragie la nivel intracerebral, la nivelul unei cisterne pontocerebeloase și fractură mastoidiană stângă și occipitală tot de partea stângă. Ulterior, din cauza leziunilor grave suferite în urma căderii de la etaj, copilul a fost transferat la secția de neurochirurgie din Iași. Organele abilitate au început anchete paralele pentru a se lămuri cum de s-a ajuns la o asemenea situație. Copiii din Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă stau câte patru într-o cameră, iar fiecare dintre ei suferă de o afecțiune psihică mai mult sau mai puțin gravă. Cu un singur supraveghetor de noapte pe tot palierul, este greu de imaginat ce pot face acești copii fără discernământ în momentul în care cei care îi supraveghează nu se află în apropierea lor.